urmează să facem o poză cu ursul. Îi dăm 2 euro. Bună dimineața la cafeluță. Mergem în Valencia, tata? Mergem, spune. Hai să prindem avionul ăla. Că cam întârziem, cum ar zice francezul. De data asta Tesla rămâne în parcarea aeroportului ăsta, pentru că atunci când ne întoarcem, sâmbătă va fi foarte cald. Pentru că ajungem pe la 2 și poți dau din aplicație să se răcească, că altfel te urci într-un cuptor. Haide. Ești pregătită de Valencia? Ce fac, mă, tăticule, mă? E șocată? Ce cu ora asta, mă, nebunilor? Pe ce, tati, numai tu să ne trezești pe noi dimineața? Te trezim și noi pe tine dimineața, obișnuiește-te. E la modul, ce faci, mama, acolo? Hai să mergem, e șocat, e bieră. Bună seara, autopeni, bună dimineața, autopeni. Noi ne-am luat bagaj de mână. Bagaje de mână. Unu. Doi. Și căruțoi. Hai la tata tău. O, păi ia, doamnelor și domnilor, călătorul. Ta-da. Otopeni, otopeni. Mamă, ce de lume. Cadru din lift, doamnelor și domnilor. Hei, mergem cu autobuzul. Let's go. Am lăsat căruțul aici. Hai în avion. Tu din Valencia, por favor. Cam așa arată de acum, tot în acest. Așa arată zborurile noastre cu noi, la cum e foarte activ și vorbare. Și vreau să fac cadre emoționesc în avion, tata. Și-am aterizat. Facea. Am apucat să fac și o poză asta la geam. Și frumos se vede. Ia spune, iubire, cum e limba aici? Donde sta la biblioteca? Una cerveza, por favor. José Armando, yo soy embarazada. Bravo, asta se cunoște limba. Am văzut butoane. Tutu! Cum ai zis tu? Tutu! Uite, bun! Ia uite cum face tare. Căruțul ni l-a luat înainte să ne urcăm în avion și ni l-am găsit aici. Înainte de banda asta de unde ții bagajele, pe partea stângă, cum treci de pașaport. Am ieșit în aeroport și acum căutăm taxi. Cred că în stânga așa, acolo văd un semn de taxi. Oh, ce vreme plăcută e. Da. Răcoric, așa, frumos. 18 grade. Deci fiți atenți fază. 1. Scrie liber, deci trebuie să scrie cineva deasupra. Cuba, liber. Deci noi trebuie să găsim un taxi cu scaun de bebeluș, că altfel nu ne ia. Ia să vedem. N-are scaun de bebeluș, poate ăsta cu Tesla, cum ar fi? Bă, deci fiți atenți, săraților, îți iau mintea, razna. Deci niciun taxi de aici nu te ia dacă ești cu copilul, dacă nu are baby chair, scaun de copil. Și dacă vrei taxi cu baby chair, cu scaun de copil, trebuie să suni la un număr. Uite la numărul ăsta. Face screenshot. Și sunați. Deci te întreabă câte kilograme are copilul și vine în 15 minute taxiul. Și toată coada asta de aici nu are, adică nimeni, nicio mașină de aici nu are scaun de copil. Și dacă una dintre ele avea scaun de copil, trebuia să aștepți până celelalte taxiuri de aici, din rând, își găseau clienți. Că luai tu de aici, din stație, cum ar veni. E ceva atât de... Georgiana se chinuie de vreo 10 minute să vorbească cu cineva de la... Firma asta de taxi sau ce-o fi, bă, băiete, dar fiți atenți ce e rudimentar numai. Îți măsoară copilul aici după înălțime să vadă dacă poate să te ia fără scaun. A venit acum un taxi cu scaun de bebeluș, dar nu-i pentru noi. Și te vezi, ai mai multe modele de scaune de bebeluș. De copii, mă rog. Deci în mașina asta e un cuplu de români care au 2 copii. Fetiță de 5 ani și un băiețel de 9 luni și ei ne-au ajutat, că nu prea mă înțelegeam cu doamna din centrală, nu vorbea bine engleză și spaniolul vorbea foarte repede și nu reușeam. Ia cred venit. Că e al nostru. Hai că a venit taxi, hai că vă povestim imediat. Hai că l-a pus pe băiat în scaunel. Da, hai. Unde? În spate. În spate? Am loc acolo? Unde m-ați adus?
E șocat. E altfel decât căruț, doamne, am întâmpit decât. Și am zis somn. Căruț până acum, deci am tras trei duble în care am zis că l-am pus pe băiat în căruț, l-am pus pe băiat în căruț, l-am pus pe băiat în scaunel. Deci pe asta nu o vedeam venind. Clar, partea... nici cum mergeam noi în Bali nu era ok, dar măcar dacă ai niște reguli care sunt, repet, sunt de bun simț, bă, măcar oferă logistica, adică îți oferă să fie tot ok, da? Oferă contextul. Partea bună e că atunci când o să plecăm de la hotel spre aeroport, o să-i rugăm pe cei de la recepție să ne ajute și... Da, pe aceeași chestie o să facem, că noi o să tot călătorim prin oraș acum, că trebuie să ajungem la Oceanograf sau nu știu cum se numește, la parcul ăla mișto cu animăluțe și o să tot timpul... Call. Call baby. Doamnelor și domnilor, Only You Hotel Valencia, aici suntem cazați. Și uite ce avem în față, Georgiana. Normal, ne așteaptă. Și domnul meu își pierduse un Adidas. Da, sub mașina, trebuie să mă bag sub mașină. Uite, haos. Hai să lăsăm bagajele. Sunt șanse mici să putem să facem check-in-ul la ora asta, având în vedere că e 11 ceasul, nu, e 10 ceasul aici. Dar, mă rog, încercăm. Dacă nu, lăsăm bagajele și ne plimbăm pe aici. Mamă, dar ce frumos e. Cât mami completează chestia acolo, noi ne plimbăm puțin pe aici. Ia uite, tati, ce sală aici. Foarte, foarte și... Ce mișto, ce vibe. Abia aștept să ieșim să mâncăm ceva bun, tati, să bem o sangria maroto, să bei niște fries de la de pepene, trebuie să aibă și aici, nu? Ca în Maldive. Doamne, ce frumos e. Hai să vedem momentul adevărului. Yes! Wow. Yes! Thank you! Ne descălțăm aici. Cineva o să fie foarte fericit. Cu atâtea oglinzi. Ia uite câtă oglindă acolo. Are ce să șteargă, doamne, de la curățenie. Mamă, ce baie, bă, băiete, bă, ce șmeche. Uite, o să-ți placă mult tu halatul. Da? Uite, budă separată, duș. Mamă, ce șmeche are hotelul ăsta, frate, e top, 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 top. Ia uite aici, camera, bam. Și piesa de rezistență, această măsuță de șpriț. Mamă, e superb. Ce se întâmplă? Vreau să deschide televizorul. Hai să-mi dacă-l deschide. Iată. Știe să deschide televizorul. Deci acasă își deschide singur televizorul. Dar doar îl deschide și da, mai unde dai? Interes după aia. Tati, televizorul e aici, iubirea mea. Uite-l aici. Noel, iubitul. Cred că deocamdată o cercetează să vadă ce pe ce trebuie să apese. Mă, este absolut superbă camera. Și... Gata, hai că am văzut televizorul. Acum, așa. Ce vreau să vă spun este că sunt două tipuri de apartamente, ăsta care este pe exterior și există și pe interior, care e, nu știu, living-ul nu are geam afară, doar dormitorul are și eu am cerut această cameră. Și această cameră în sada și tipa de la recepție super drăguță, ne-a spus că ați cerut apartamentul exterior, așa îl numesc ei. Dacă nu este ce ați cerut, vă rog să mă sunați și să rezolvăm. Eram like, oh! Da, foarte profi. Așa, te joacă. Mamă, dar ce viu aici, bă, băiete. Destul de, cum să zic, haotic așa din punct de vedere al construcțiilor orașul, dar totuși arată foarte bine. Adică nu e cum ești obișnuit cu Barcelona, așa, simetria aia, știi? Aici are un vibe de Istanbul, așa, știi? Clădiri înalte, mai mici, mai mari, mai alea. Dar arată foarte bine. Facem un duș, băgăm un somnic, ne trezim și începe vlogul. Prima zi de Valencia. Andale, una cerveza, por favor. Bună dimineața, la cafeluță, ne-am trezit. Mergem să mâncăm ceva. Uite, atent, ce ușă groasă. Groasă, nu garasă ca mine, groasă. Sunt răit, of.
Așa, planul este să mâncăm ceva. Am găsit un restaurant cu nota 4.9, de cea mai mare notă de aici din zonă, și mergem acolo, e la 2 minute de hotelul nostru. Ia zi, soția, cum se pare așa? Păi, surprinzător de frumos, foarte curat, liber, dar cred că am prins noi ora asta de siestă și probabil că mai pe seară se deschid magazinele, restaurantele și toate cele cafenelele, dar arată foarte, foarte frumos zona asta, care e semi-pietonală, că văd că sunt și mașini. Clădirile sunt absolut superbe, adică... Jack? Da, cred că aici e. În 50 de minute începe siesta, deci ai trebuit să ne servesc. Uite, ăsta e restaurantul. Hai cu focus. Spune. Doamnelor și domnilor, prima sangria. Salut. De când am ajuns în Valencia. Sangria bună. Corectă. Mortanelul se joacă cu un capac și cu o cremă de... Cele mai tari jucării, frate. Cele mai tari jucării. Le-a ține cu papucii? Casa, facem economie. Da? Papucii poartă, da? Și pe el alții a purtat. Doamne, ce am mâncat aici. O să vedeți clip special pe ei sau la pachet. Spoiler alert, e bestială mâncarea. Minunată, minunată mâncarea. O să pun un link în descriere către vlogul pe bază de mâncare. Pentru că astăzi când apare vlogul ăsta, la 12 ziua a apărut și vlogul pe bază de mâncare. Excelente, excelente, seniori, excelente. 5 să zici. Și am plecat la o plimbare după ce am băgat mâncare. Trebuie să ardem caloriile, nu? Deci... am fost înghețată. Trebuie să un Irish pub corect. Sincer, spar așa că are un aer de weekend, așa zici, chiar dacă suntem în timpul săptămânii, lumea e foarte relaxată. Acum înțeleg de ce sunt oameni care se mută în Spania. Asta mi-a zis georgianic. Bine venit în Spania. Numărați caloriile din vitrina asta. Mâncarea e toată plăcoată. Iau ce frumos, ce sandwich-uri. Mamă, mamă. Din ce am înțeles, la hotelul unde stăm noi, micul dejun este super șmecher. Chiar și tipa de la recepție care ne-a făcut check-in-ul ne-a zis că avem breakfast-ul inclus în preț și a zis că very good choice. Adică... Ce vreau să zic, Georgiana, e că noi am ales și versiunea cu breakfast. Și că ne-a zis că a făcut foarte bine, că ați ales și breakfast. Că e foarte bun. Da, mă chinuiam cu... Suntem haos, se vede că am băgat două sangria. Mă rog, eu am băgat, să zicem, trei sangria, Georgiana una. Ce frumusețe de clădiri. Ce frumusețe de clădiri, de fapt. Ce mi se pare foarte mișto este că toate sunt renovate. Adică arată toate foarte, foarte bine. Adică se vede că e un oraș îngrijit, un oraș de care au grijă ca să producă și bani, că până la urmă și turismul e o parte foarte importantă pentru ei. Mamă, ăla e un urs! Este un urs, da! Mamă, cât de tare! Mamă, cât a orfăletul! Ce costum interesant, vedeți? E doi oameni! Deci vedeți cât au ursul? Uite ce față a făcut, hai să-l întoarce să vedem. Și râde, iubirea mea! Urmează să facem o poză cu ursul. Îi dăm 2 euro. Doamne, ce poze i-am făcut! Trebuie să-l mai vezi pe ursule, stai, să-l mai întoarce un pic, că e nebunit de puțin. Deci eu cred că atunci când o să mergem la parcul ăla, biopark, cred că o să fie da. Prăpăt, deci o să fie înnebunit. Mulțumim pentru recomandări, să știți că habar n-avem de biopark și de oceanograf sau ceva de genul. Mulțumim, o să mergem, avem o zi pentru aia, o zi pentru aia, o să fie leșinat. O să vedeți niște vloguri. Îți place ursuleții, iubitule? Seamănă cu tati, nu? E păros, e mare. Deci ursul ăsta
ar trebui importat în România. Uitați-vă cum se uită după el și râde. Cineva să aducă așa ceva și la noi. Ursulețu, mamă, da, mor, mor. Mor, ursulețu, da, iubirea mea. Se topește inima, jur, deci m-a leșinat. Deci a mers niște metri buni și noi lângă acolo. Și arată cu degetul iubirea mea. Mergem să vedem moriși pe bune, tati, da? Cred că asta e primăria sau ceva de genul. Avem și poliția locală aici, așa în față. Mamă, la ce frumusețe de clădire, bă, băiete, bă. O, ce frumos e tot aici. Ce tare, asta e stația de metrou. Și fiți atât ce mișto e gândită treaba aici, așa, cu logo, cu semnalizare, mai bine. Ia uitați-vă, e un tunel. Ce tare, mișto. Opa, ce e acolo? E gara, dar uite cât de frumos arată. Wow, ce frumoasă e! Hai să intrăm să facem o poză! Frumoasă, Valencia, mă! Frumoasă foc! Hai pe aici! Deci este o arenă de asta, bănuiesc că... Oare aici se luptă cu towerii? Da, este și afiș. Corida, sau cum se numește? Mulțumesc tipului cu motorul că m-a corectat. Spuneam mai devreme că e corida asta, nu? Așa se numește, nu? Ce mișto arată, zici că e Coloseum. Și fix aici este Gara de Nord, cred. Fiți atenți cât de frumoasă e. Superbă! Doamne, ce frumusețe de gară! Uite, o gară de asta aș cumpăra și eu la Monopoly. Nu? No? Zici că suntem la Disneyland. Ce frumos poate fi! Wow. Wow, ce tare! Nu e foarte impresionat. Aici în gara au un magazin Ale Hop sau nu știu cum. E peste tot l-am văzut. Am zis să intrase ceva la el. Și am niște jucării. Ca să-l ținem ocupat așa. Hai să plătim. Aici Ale Hop se numește. Georgiana, zic că sunt multe magazine de genul ăsta. Uite așa. Sunt 4 până acum. 4, da? Ne, ia la băiatului mașinuță, uite ce încântat e. Și Georgiana a luat un cățel. Se învârte și dă din cap. Sunt ținem ocupat. Vedea cât de curată poate să fie gara asta. Uite-ți-vă cum stau oamenii așa la rând. Frumos, în liniște, civilizat. Wow! Wow. Pune în oglindă cu Gara de Nord. Iubesc Gara de Nord, iubesc Bucureștiul meu, iubesc țara mea, dar pune în oglindă cu chestiile astea. Nu știu pe care dintre ele aș prefera o mai tare, dar doar subliniez faptul că oamenii ăștia sunt foarte curați și civilizați. Atâta. Superbă, superbă gara, trebuie să ne facem un selfie. Deci așa frumos un toreador. Se putea. Se putea. Păi da, suntem la mama lui. Noua obsesia Georgianei. Da, asta de pe mine, de la ei. E bestială, nu că e super. E superbă, ea e de pe model de acolo, e pe manichin. E absolut superbă. M, întrebesc. Ce frumos! Foarte frumos. Deci că e de nuntă, ai putea să te duci la nuntă cu așa. Vezi numai căsătorim o dată? Da. Doamne și domnul, Apple Store. Chiar am nevoie de o nouă coreală aceasta. Mă rog, și pe de un laptop. Hai să vedem. Ce tare, au un Valencia, frate, ești nebun. Și n-au un București. Of, doamne. Și mi-a luat corelușe. La cesut. Ia uite-l, mă, mânca la tata, mă. Cum merge cu scara rulantă, mă. Am fost la El Corte Ingles ca să ne luăm apă și gel de duș. Pentru că la bagajul de mână n-am putut să-mi iau butelcuța mea de gel. Tona de gel de duș. Și ne-am întors la hotel. Ca să spunem vlogul pe care l-ați văzut voi marți. Au, ce faci? Ține-i frumos!
Acum mergem în cameră să-ți arăt ce miște mașinuța asta, să vezi ce poate să facă. Distinși consumatori de vloguri în scene, ăsta a fost vlogul de astăzi. Abonați-vă dacă nu v-ați abonat, pentru că mâine vine vlogul de la Oceanografic. Și sigur, sigur, o să vă placă foarte mult. Intrați și pe conturile noastre de Instagram, Mariciu, Georgiana Ionescu și Noel Ionescu, link în descriere de toate, ca să ne dați și nouă un like cinstit acolo, să ne simțim și noi influenceri. Acesta a fost vlogul de azi, vă pupăm, Crăciun fericit, arriba, andale!